Domn profesor, ne aflăm în perioada de pregătire pentru calificările la europene. Cum le simțiți pe fete? Este prima zi de perioada de pregătire. Avem într-adevăr un turneu de calificare în Spania care e destul de greu. Spania joacă acasă, este o echipă bună. Islanda la fel, este o echipă în joc nordic și cred eu că vor fi principalele noastre candidate. Dar fetele sunt motivate și sunt convins că vom face jocuri bune acolo care să ne ducă mai departe la campionatul european. Prin prisma tradiției, România a fost de multe ori medaliată la această categorie de vârstă. Își propune România calificarea sau chiar și o medalie mai departe la europene? Deocamdată ne propunem calificarea la campionatul european, iar mai departe noi ne-am dorit. Numai că, din păcate, generația asta a cam avut ghinion. Eu sper să facem primul pas, să luăm pas cu pas. Primul să fie calificarea, iar după aceea mai avem timp și de campionatul european să ne pregătim. Și sunt convins că fetele nu se vor face greșeli. Precedenta generație a reușit medalie la această categorie de vârstă, chiar medalia de bronz la campionatul mondial. Voi? Vă dați seama că sperăm din tot sufletul să, în primul rând, să ne calificăm, asta e cel mai important, și apoi să facem o figură foarte frumoasă, pentru că au fost disturburi rele care au pus la îndoială generația noastră și sperăm din toată inima să facem o figură frumoasă și să ne ducem acolo și să, în primul rând, să apărăm rezultatul celor mari. Să ieșim și noi pe podium, pentru că ne dorim foarte mult și ne antrenăm pentru asta. Cum vedeți adversarii? Veți întâlni Spania, o echipă redutabilă la orice categorie de vârstă, Islanda și Lituania? Da, cu Spania tindem să credem că o să fie cel mai greu meci din toate trei, deoarece suntem și la ele acasă. Ne pregătim pentru acest meci, dar și pentru celelalte două, pentru că nu subestimăm niciun adversar și așa trebuie să fie. Vreți să câștigați grupa sau că și locul 2 este suficient pentru calificare? Vrem să câștigăm grupa.